Bine ați revenit! Vă amintesc că ultima întrebare a fost dacă puteți găsi o strategie câștigătoare pentru un pariu legat de găsirea unui laptop într-o cutie, una din cinci. Să revedem întrebarea. Întâi, intri în cameră și alegi o cutie. Dacă laptopul este în cutia respectivă, ai câștigat. Laptopul este al tău. Dar dacă nu, trebuie să ieși din cameră și cineva din cameră, evident, schimbă locul laptopului, îl mută dintr-o cutie în alta, obligatoriu, atenție, trebuie să-i schimbe locul, dar nu oricum, ci într-o cutie vecină cutiei în care era. După ce este mutat laptopul, intri din nou în cameră și alege cutie și lucrurile se repetă. Dacă laptopul este în acea cutie, ai câștigat laptopul. Dacă nu, trebuie să ieși din cameră și cineva mută din nou, obligatoriu, laptopul îi schimbă locul, respectând regula pe care v-am spus-o, adică îl poate muta doar într-o cutie vecină. Dacă nu ghicești din N încercări, trebuie să plătești de N ori prețul laptopului, adică mult. Iar N e limitat la 6. Deci numărul maxim de încercări permise este 6 și trebuie să anunți de la început câte încercări vrei să faci. Deoarece în caz de pierderea pariului ai de plătit o sumă mare, mai ales dacă vrei să ai mai multe încercări, ar fi bine ca, dacă ai de gând să accepți pariul, să găsești o strategie care să-ți mărească șansele de câștig. Poate chiar să-ți asigure câștigul. Poți găsi o astfel de strategie și dacă da, pe câte încercări se bazează și care este strategia respectivă. Întrebarea este interesantă pentru că la prima vedere, dacă laptopul poate fi mutat de fiecare dată, atât în dreapta cât și în stânga, pare să fie imposibil de găsit o strategie câștigătoare. Și totuși, să vedem. La prima încercare, laptopul poate fi evident în oricare dintre cele 5 cutii. Dar dacă vom analiza lucrurile luni pe rând fiecare cutie ca posibil ascunzătoare, analiza va fi greoaie și va dura mult. Însă, dacă laptopul poate fi mutat doar într-o cutie vecină, știm că succesiunea numerelor cutiilor în care se găsește la un moment dat laptopul nu poate fi decât, de pildă, par, impar, par, impar, par, dacă inițial laptopul s-a găsit într-o cutie cu număr par, sau impar, par, impar, par, impar, par și așa mai departe, dacă inițial laptopul s-a găsit într-o cutie cu număr impar. De aceea vă propun să analizăm lucrurile pentru cele două cazuri. Să presupunem pentru început că laptopul a fost ascuns inițial într-o cutie cu număr par, adică în cutia cu numărul 2 sau în cutia cu numărul 4. Să mai presupunem că alegem cutia numărul 2 și nu găsim laptopul acolo. Înseamnă că el se găsește în cutia cu numărul 4. Conform regulamentului, de acolo el nu poate fi mutat decât în cutia 5 sau în cutia 3. Așa că a doua oară alegem cutia 3. Dacă nu e acolo, înseamnă că e în cutia 5. Dar din cutia 5 nu mai poate fi mutat decât în cutia 4. Așa că dacă a treia oară alegem cutia 4, găsim cu siguranță laptopul. Și am câștigat din 3 încercări. Deci dacă laptopul este ascuns într-o cutie cu număr par, suntem norocoși. Îl putem găsi din cel mult 3 încercări, alegând în ordine cutiile cu numerele 2, 3, 4. De fapt, din motive de simetrie, îl putem găsi și dacă alegem în ordinea 4, 3, 2. Vă las pe voi să refaceți raționamentul. Am spus din cel mult 3 încercări, pentru că s-ar putea să fim norocoși și să-l găsim în prima cutie în care căutăm sau în a doua. Acum să vedem cum stau lucrurile dacă laptopul se găsește inițial într-o cutie cu număr impar. În acest caz avem 3 posibilități. Se găsește în cutia 1 sau în cutia 3 sau în cutia 5.
Pentru că în cel mai rău caz avem nevoie de 3 încercări pentru a găsi laptopul, dacă s-a găsit inițial într-o cutie cu număr par. Să vedem unde se va găsi el după 3 mutări, dacă a fost ascuns inițial într-o cutie cu număr impar. Să luăm pe rând cele 3 cutii. Dacă a fost inițial în cutia 1, atunci poate să fie mutat de 3 ori în următoarele succesiuni. 1, 2, 2, 3, 3, 4 sau 1, 2, 2, 3, 3, 2 sau 1, 2, 2, 1, 1, 2. Dacă a fost inițial în cutia 3, poate fi mutat în următoarele succesiuni. 3, 4, 4, 5, 5, 4 sau 3, 4, 4, 3, 3, 4 sau 3, 4, 4, 3, 3, 2 sau, dacă o luăm la stânga inițial, atunci avem 3, 2, 2, 1, 1, 2 sau 3, 2, 2, 3, 3, 2 sau 3, 2, 2, 3, 3, 4. Iar dacă a fost inițial în cutia cu numărul 5, atunci poate fi mutat în următoarele succesiuni. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4 sau 5, 4, 4, 5, 5, 4. Și acum vă rog să observați că indiferent în care cutie cu număr impar s-a găsit inițial laptopul, după oricare succesiune de 3 mutări, el se va găsi într-o cutie cu număr par. Și e normal să fie așa, pentru că mutările arată așa. Impar, par, par, impar, impar, par. Sunt 3 la număr. Dacă am început cu seria de alegeri 2, 3, 4 sau 4, 3, 2 și n-am găsit laptopul, înseamnă că el a fost inițial într-o cutie cu număr impar. Dar mai înseamnă ceva, mai înseamnă că acum el se găsește într-o cutie cu număr par. Așa că nu trebuie decât să repetăm strategia, adică să alegem în ordine 2, 3, 4 sau 4, 3, 2. Și vom găsi cu siguranță laptopul. În concluzie, există o strategie câștigătoare. Pentru că avem voie să încercăm de cel mult 6 ori, iar strategia noastră se bazează pe 6 încercări. Aparent ne asumăm un mare risc, pentru că dacă nu găsim laptopul din 6 încercări, va trebui să plătim prețul lui de 6 ori, adică o sumă foarte mare. Dar noi am găsit o strategie câștigătoare. Procedăm în felul următor, declarăm că vom încerca de 6 ori și apoi alegem în ordine 2, 3, 4, 2, 3, 4 sau 4, 3, 2, 4, 3, 2 sau alte combinații a celor două seturi de 3 alegeri. În cel mai rău caz, la ultima alegere vom găsi laptopul. Dacă nu, înseamnă că cel care mută laptopul n-a respectat regula care spune că el nu poate fi mutat decât într-o cutie vecină cu cea în care se găsește. Am primit un singur răspuns corect și, după cum ne-am obișnuit deja, când există un singur răspuns corect, el aparține domnului Dumitru Antonie. Îl felicit! Să trecem la întrebările de azi. Vor fi 3. Azi voi pune 3 întrebări scurte, de cu totul alt tip decât întrebările de până acum. Sunt întrebări care verifică așa-numita inteligență spațial-vizuală, combinată, bineînțeles, cu logica. Pentru prima întrebare, imaginează-ți că ai pe noptieră un ceas digital cu baterii. Și mai imaginează-ți că într-o noapte pisica sare pe noptieră, împinge ceasul și te trezești auzind cum ceasul cade pe covor și se rostogolește. Te uiți pe întuneric, dar nu poți vedea ecranul ceasului pentru că prin rostogolire el s-a oprit cu spatele spre tine. Dar poți să-i vezi ecranul într-o oglindă. Și în oglindă vezi una dintre aceste 3 imagini. Și întrebarea este, pe care dintre aceste 3 imagini e posibil să o vezi și cât este ceasul? A doua întrebare.
Acestea sunt patru imagini ale unui zar. Câte puncte sunt pe fața marcată cu semnul întrebării? Atenție, acest zar s-ar putea să nu aibă punctele dispuse așa cum sunt de obicei. Nu știu dacă e așa sau nu. Vreau doar să vă spun să nu încercați să găsiți răspunsul la întrebare folosind un zar pe care îl vedeți acasă. Pentru că s-ar putea ca acest zar, repet, să aibă punctele dispuse altfel. Întrebarea a treia este un pic mai grea decât primele două, pentru că vă dau un indiciu. Pentru că nu strică să știți cum se calculează area cercului. Imaginați-vă că aveți trei plăcinte de dimensiuni diferite, dar știm că diametrele lor sunt proporționale cu numerele 5, 4, 3. De pildă, una are 50 de centimetri, una 40 de centimetri, una 30 de centimetri. Sau dacă vi se pare că plăcintele astea sunt prea mari, puteți înmulți șirul 5, 4, 3 cu alt număr, de pildă cu 6. Și atunci plăcintele noastre vor avea diametrele 30 de centimetri, 24 de centimetri, 18 centimetri. Sau puteți înmulți cu ce număr doriți, problema rămâne aceeași. Trebuie să împărțiți cele trei plăcinte în patru porții egale, tăindu-le cum vreți, dar nu trebuie să fie mai mult de 5 bucăți. Deci acum sunt 3. Puteți să le tăiați, dar să nu faceți mai mult de 5 bucăți și folosind cele 5 bucăți, să puteți obține 4 porții egale de plăcintă. Puteți? Dacă da, nu m-aș supăra dacă ați trimite răspunsul explicându-ne cum. Aștept răspunsurile. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!